Slavă venit la Mănăstirea Coșula. Am să încep prin a vă spune despre faptul că Biserica Mănăstirii este ctitorită în anul 1535 de către Marele Vistiernic Mateiaș Coșovei, vistiernic al domnitorului Petru Lare. Cea mai veritoare dovadă a construcției propriu-zise este chiar această pisanie de deasupra intrării în biserică. Biserica înfricoșată în judecări, dar după cum puteți remarca și dumneavoastră, nu este partea cea mai importantă, pentru că în partea superioară, reza pare reprezentat Dumnezeu Tatăl, încadrat de ușile împărăției cerești, iar imediat de desubt, Dumnezeu Fiul, Mântuitorul nostru, Iisus Hristos. Sunt deci picuri murale în frescă. Și dacă din păcate la exterior nu s-a mai păstrat foarte mult, o să vedeți la interior cu totul diferit stă situația. Pentru de-a vă poftiți să reintrați, vreau doar să mai menționez că în anul 1848, pe timpul călugărilor greci, înăuntru a mai fost adăugat un stat de pictură în ulei. Stat care a reușit totuși să fie decopertat de către specialiști în restaurare, aceștia descoperind foarte bine conservată de desubt pictura inițială. Și reprezentată splendoarea ei această culoare, acest galben. Observați, nu apare absolut peste tot, atât la veșmintele sfinților, cât și la aureole, de asemenea la brâu, pe fond, la veșmintele cairo, călăreților. Pentru a vă face o bună impresie, am să vă spun de stat. Tot ce vedeți pe fond galben este pictură inițială în frescă, tot ce vedeți pe fond albastru, precum aici, este pictură ulterioară în ulei. Bineînțeles, cele două staturi sunt incomparabile între ele din toate punctele de vedere, atât ca reprezentare spirituală, cât și ca reprezentare artistică și, de asemenea, din punct de vedere al valorii istorice. Un al doilea motiv pentru care am început aici, pentru că în această parte s-au păstrat cel mai bine aceste reflexii a ulei. Ele pot fi văzute și mai bine, chiar mai așa, un pic, dacă să vă dați mai în diagonală, vedeți, se observă și mai bine, care sunt datorate unui strat subțire de foiță de aur aplicat pe deasupra. De fapt, asta este farmecul și specificitatea acestui galben. Pentru că oriunde era această nuanță, da, făcută dintr-o argelă adusă nu de foarte departe, pe deasupra s-a aplicat această foiță, nu? Dacă este să facem un exercițiu așa de imaginație, cât de luminoasă trebuie să fie arătat pictura atunci când a fost ea finalizată, nu? La 1538. Și un al treilea motiv, pentru că în partea de sus veți putea vedea cum a fost dat jos statul de pictură în ulei, chiar și grosimea, se observă în jur de un centimetru. Toată această parte este pictură originală, cu excepția sidii de la geam și la geamul, o să vedeți peste tot, este pictură în ulei. De ce? Pentru că nu existau aceste absidii, practic geamurile erau foarte înguste și pe atunci la biserica inițială, pentru că aceasta avea și rol de apărare. Lumea se retrăgea în interiorul ei în cazul unor invazii tătare, spre exemplu, în această parte
a Moldovei. Au fost lărgite și sunt, după cum le vedeți din asta, astăzi pe timpul călugărilor greci, când a fost aplicată și pictura în ulei. Dacă în această parte, din păcate, nu au putut fi foarte bine păstrate chipurile Sfinților, uitați-vă spre diferență, cât de bine conservate sunt aici chipul Maicii Domnului și cel al Mântuitorului și, de asemenea, cele ale Sfinților Arhanghel, Mihail și Gavril. Ei, și această frescă este renumită. De ce? Dacă pe chipul Arhanghelului Mihail apare severitatea, e recunoscută, nu, de conducător al cetelor îngerești, dacă o să priviți cu atenție pe chipul Arhanghelului Gabriel, cel cu bună vestire, apare acel surâs, acel zâmbet, lucru care o distinge, fiind supranumită astfel îngerul care zâmbește. Și mai are această frescă o particularitate. Dacă o să priviți acolo în stânga intrării, este aceeași reprezentare spirituală, tot cu Maica Domnului, cu Mântuitorul în brațe, încadrată de către Arhanghel, dar aici, în plus, față de acolo, Maica Domnului apare zâmbetul în brațe, asta simbolizând faptul că ea, doar ea este părăteasă cerului și a noastră, a tuturor oamenilor. În această parte, spre exemplu, motivele florale ale veșmintelor nobiliare. Catapeteasma este din jurul anilor 1800, de pe timpul călugărilor greci, a fost la rândul său recent restaurată. Iar aici, în dreapta jos, să-l aveți pe patronul spiritual al mănăstirii, Sfântul Ierarh Nicolae, în argint. Ele sunt aduse chiar de câte părintele econom de aici, părintele modest. Iar aici aveți pictura lui, pe arcade de asemenea. Și de ce a fost lăsat aici, în această parte? Pentru că, după cum se poate vedea, deci nu avea ce să fie conservat. Până la 1848, între 1999, exista un zid despărțitor. Anul care a fost dărâmat, după care s-a aplicat acest strat. Și a fost lăsată și pictura în ulei, tocmai pentru că reprezintă o particularitate a Bisericii Mănăstirii Coșula, faptul că deține la interior două tipuri total diferite de pictură. În toată această parte, cât și aici pe fațada de vest, spre ieșire de asemenea, și aici peste tot este pictură inițială de inspirație bizantină. Și spre exemplu, pe acest prim rând, cu Sfinți Cuvioși, ai primelor secole martire, creștine, acești martiri, uitați-vă, apare acea tehnică bizantină denumită în mișcare. Da? Deci pot fi luate mai multe exemple. Ideea e că pictura, vedeți, parcă chiar transmite. Aici apare și vântul, nu flutură barba Sfântului. Și uitați-vă la diferența artistică între chipurile celei în ulei și la acestea. Adică e una, dar, e clar, de la cel la pământ. Vedeți la aceasta cât de viu evidențiate sunt trăirile lor, nu? Ei parcă reușesc să transmită ceva privitorilor, în cazul de față noastră, din morala, din învățătura creștină. Și apare și Sfântul, nu fric cu barba până la pământ, iar pe acest prim rând apare și un intrus. Dacă îmi permite sternul cu voia noastră, e vorba de ctitorul mănăstirii. De ce îi spun așa? Pentru că sunt două diferențe majore. Odată față de Sfinți, el apare fără aureolă, da? Neavând totuși caracterul de om sfânt, iar a doua diferență este la îmbrăcăminte. Pentru că dacă Sfinții sunt îmbrăcați cu tog, el apare cu straie specifice boierimii moldovenești de secolul XVI. Sunt înfățișate, practic, torturile, suferința de care a avut parte, dar la care a fost supus, care l-au făcut să treacă din planul profan, pământesc, în cel sacru. S-a ajuns, adică, practic, sfânt. Și spre exemplu, aici, în prima frescă, l-aveți când îi sunt bătute cu ei în picioare. În cea de-a doua, l-aveți când este pus pe foc. Vedeți cu alții sunt reprezentările, când este ars, când cu alții sunt reprezentările frăbelor. Aici, spre exemplu, când este băgată în varnă stins, sau groapa cu var, cum mai era denumită respectiva tortură, ori aceasta, unică în felul în care este retrat artistic, vedeți când este tras pe roată, fiind martirizată, datorită cărui fapt. Deși a fost cerut în repetate rânduri de către Dioclețian să renunțe la credința sa, el, în ciuda, vedeți, a tuturor torturilor care au fost sistematic și supus, nu a renunțat până în final, nu a mărturisit pe Mântuitor de Fiul lui Dumnezeu. Lui Dioclețian, acolo cu coloană în colț. Dioclețian a fost unul dintre cei mai mari prigonitori ai creștinilor. Iar în antiteză cu el, soția sa a fost una dintre cele mai fervente apărătoare ale drepturilor acestora și a Sfântului Gheorghe, în principal de asta, de aici și apariția pe acest rând, în această frescă a apărut atunci când este ucisă la comanda soțului ei, deci de către oamenii puri de soțul ei, împăratul Dioclețian, devenind astfel martiră, de aici vedeți și aureola pe care o are. Pe ce de jur în jur, sunt scene dedicate vieții Sfântului Nicolae, căruia, vă spuneam, mănăstirea este închinată. Și partea extraordinar de frumoasă aici rezidă, pentru că între aceste două rânduri există această diferență de registru diametral opus, la 180 de grade. Dacă la partea Sfântului Gheorghe, da, e încrățișată parte de suferința vieții umane, ei, la partea Sfântului Nicolae, apare partea de optimism, de bucurie, ca să zic așa, a vieții.
spre exemplu, aici apare răscumpărarea fecioară, observați cu punctele albe, sunt arginții pe care le-i dă tatălui lor pentru a nu fi nevoit a le scoate la mezar. Aici apare cungherușa, nu specifică Sfântului Nicolae, pentru că se știe despre Sfânt Apostolul dintre cei mai buni oameni care au trecut odată pe fața Pământului. Dar el, în același timp, avea și meritul, capacitatea de a fi și foarte autoritar atunci când situația se impunea, o cerea. De aici nu poate și obiceiul popular în ajunul sărbătorii Sfântului, pentru copiii care nu au fost întocmai cuminți, pe lângă cadouri, bineînțeles, primesc și unul ieluș, o măguță. Apare aici pe cupola pronaosului Maica Domnului într-o toată slava sa. Vedeți, asta e felul și în care ține mâinile. Și vedeți cum mâinile ei se continuă armonios, așa cum e Mântuitorul, ca aproape într-un cer, apoi continuate de alte cercuri concentrice. Ștefan cel Mare, cu modelul ungare de atunci, a dus-o și a preluat-o practic pe Maica Domnului și a făcut-o protectoarea spirituală a Moldovei. De aceea veți vedea mai multe reprezentări spirituale cu Maica Domnului la bisericii din mănăstirile moldovenești medievale decât la cele din Muntenia ale aceleiași perioade. Doar împărații bizantini erau singurii care puteau purta acea nuanță de roșu imperial. Priviți acolo, chiar lângă aureola apare acea nuanță de roșu care nu mai este folosit nicăieri în pictură. Deci doar acolo, tocmai pentru că exact asta se mărgea ce vă spuneam și mai devreme, nu? Doar Maica Domnului este împărăteasa noastră a tuturor, precum spune și Părintele Stares de aici. Și ce reprezintă în fapt picturaturile? Este o scară ierarhică divină descrescătoare, da? Care pleacă de la punctul central, bineînțeles, Mântuitorul nostru Iisus Hristos. Apoi, pe primul rând, de jur împrejur, sunt înfățișați heruvimii și serafimii, pe cel de-al doilea rând sunt reprezentați prorocii, pe cel de-al treilea rând apar cei 12 apostoli, iar pe ultimul sunt Sfinții Cuvioși, Sfinții Părinți. De asemenea, acolo sub geam, cu aripi de înger, apare și Sfântul Ioan Botezătorul, considerat a fi cel mai mare dintre Sfinți, cel mai mare om născut din femeie. Și curiozitatea tuturor oamenilor, de ce sunt proroci, nu? Deasupra apostolului, că la restul rândurilor este clar. Pentru că, practic, prorocii sunt antemergători, deci primi și din punct de vedere cronologic, dar mai ales îi descind de la Dumnezeu Tată, iar apostolii de la Dumnezeu Fiul, nu? Și în Divina Trinitate totul, ca prima și prima dată de la Dumnezeu Tată. Adică și aici sunt primele trei simadetnică.